În prima oră a zilei, 10 de botoșeneni au fost imunizați, iar alți 10 așteptau să le vină rândul. Sâmbătă și duminică, programul de vaccinare în incinta patinoarului de la Cornișa se va desfășura între orele 8 și 20. Oamenii care se vor prezenta fără programare, doar cu buletinul, vor fi imunizați cu serul Pfizer. Foarte ușor, foarte ușor. Noi mai în vârstă n-avem cum să ne programăm. Și așa cu drag am venit când am văzut ieri că la Cornișa s-o dau voie să facă vaccinul. Pentru sănătatea tuturor, pentru liniștea tuturor și pentru să scăpăm de pandemie. Noi inițial am mers în altă parte, trebuia programare și am auzit de acest punct și am venit aici. Vă vaccinați, de ce? De ce? Pentru siguranța noastră. Pentru acest maraton s-au pregătit 1000 de doze de vaccin, însă numărul poate fi suplimentat în funcție de cerere. În prima oră s-au vaccinat 24 de persoane, fără probleme post-vaccinare și sperăm în continuare populația județului Botoșani și chiar din județele vecine să se prezinte la Cornișa pentru vaccin. Acțiunea este organizată de Direcția de Sănătate Publică Botoșani cu sprijinul primăriei și al prefecturii. Prin acest maraton de vaccinare fără programare s-a venit în sprijinul populației. Venim în sprijinul populației prin acest maraton de vaccinare fără programare, numai pe bază de buletin, și se demonstrează că într-adevăr adresabilitatea cetățenilor județului Botoșani este mult mai mare decât cea din centrele de vaccinare. Până la 15 mai, cetățenii județului se pot vaccina fără programare și cu vaccinul Moderna în centrele din Bucecea, Flămânzi și Vorona. De asemenea, începând de sâmbătă 8 mai, persoanele cu vârste de peste 60 de ani care doresc să se vaccineze și au documente de identitate valabile se vor putea prezenta fără programare direct la centrele de vaccinare din Dorohoi, Darabani, Săveni și Ștefănești.